Salut și bine te-am regăsit! Sunt Eva Sarcea, psihoterapeut de copil, cuplu și familie și astăzi încercăm să răspundem împreună la următoarea dilemă. Ce faci atunci când copilul are o criză de comportament în magazin? Nu ne place să ne expunem, nu ne place ca ceilalți să intervină și să-și dea cu părerea privind stilul nostru de a fi părinți. Totuși se întâmplă să ne expunem în public, iar copilul să aibă reacții cu care nu suntem prieteni și totuși ele au loc. E nevoie să ne amintim un lucru foarte important. Magazinul, orice hipermarket, supermarket, orice loc de genul acesta reprezintă o multitudine de stimuli, o suprastimulare senzorială la care copilul răspunde. Indiferent că vorbim de copii mai mici sau copii mai mari, tot ce se aude, tot ce se simte, toate mirosurile, toate culorile, imagine, îl impactează pe cel mic. Și dacă ar fi să facem ceva diferit încă de la început, ar fi să putem să-i prezentăm copilului. Vom merge în locul respectiv. Chiar dacă este un loc nou, unde nu am mai fost niciodată, nu strică să avem un filmuleț, să avem o poză, să avem câteva lucruri reprezentative, încât copilul să pare că are un control, că va cunoaște a priori locul respectiv, astfel încât nu va fi șocat, bombardat de multitudinea de stimuli. Un prim lucru pe care putem să-l facem ar fi acela să ne conectăm cu cel mic și să punem acele întrebări, dar să fim curioși. Cum îți este? Cum te simți? Ce te-ar ajuta să te simți mai bine? Ce ar face ca aceste crize să nu mai aibă loc? Ce te stimulează? Da? Ce ți apasă butoanele, ca să spun așa? Sunt întrebări care ar trebui să ne fie prietene și să le aplicăm ori de câte ori cel mic răspunde într-o astfel de manieră. Ce putem face când suntem într-un magazin, iar cel mic se pregătește cumva și îl simțim dacă este foarte agitat, obosit, încărcat? Putem să îi mutăm focusul, da? Dacă vedem că este focusat pe anumite obiecte și le dorește, începe să simtă o furie că nu le primește în secunda aceea, hai să mutăm focusul către alte zone. Uite, ai văzut ce este la raftul acela? Hai să mergem repede în altă parte, da? Să-l scoatem, să-l ajutăm. Nu-l ajută cu nimic să-l lași acolo, îl ajută să-l scoți din zona respectivă, să-l duci într-un alt mediu. Apoi, e foarte important dacă poți să ții umorul ca fiind prietenul tău, da? Și să-i povestești. Uite, știi când mi s-a întâmplat să încurc cărucioarele? Uite, știi când mi s-a întâmplat să greșesc nu știu cu ce? Cumva să vadă că și părintele poate să aibă momentele lui, da? Nepotrivite într-un mediu public, care pot atrage privirile altora. Să nu simtă copilul că doar el atrage atenția într-un sens negativ. De foarte mare folos este să încredințăm copilului o misiune surpriză. Fii tu portarul, fii tu ghidul meu, fii tu cel care reușește să coordoneze cărucioarele, fii tu atent când apar produsele respective, ocupă-te tu de lucrurile acestea. Copilul se simte important și ce spune? Am o misiune. Focusul lui va fi în direcția aceea. Nu va mai fi bombardat de stimul atât de mult pentru că va avea o direcție către care se va îndrepta. Poate că n-ar strica să aveți un plan făcut de la bun început. Uite, stăm timpul acesta și dai un control al timpului. Are un timer, are un ceas, are o clepsidră, ceva care să-l ajute să înțeleagă că timpul este limitat, pentru că pentru cei mici pare că nu se mai sfârșește experiența, da? Și atunci este foarte dificil să controleze reacțiile pe care le are. Poate că nu strică iarăși să existe anumite liste. Uite, asta vom cumpăra, da? Și cel mic să bifeze. Pot fi listele de cumpărături cu elemente vizuale, da? Și cel mic să recunoască produsele. Putem face o groază de artificii doar să înțelegem că dacă va ajunge în punctul în care nu mai poate, e normal să ne anunțe și să ne spună și noi să avem deschiderea să spunem ok, până aici. Am forțat până la 40 de minute să spunem cumpărăturile, da? Data viitoare putem să încercăm mai mult sau dacă a fost prea mult, hai să reducem. Să fim prietenii copiilor noștri, nu putem să le cerem lor dintr-o dată să integreze experiențe care îi copleșesc, pentru că nici nouă n-ar trebui să ne cerem astfel de eforturi. Și atunci, dacă reușim să avem în mental lucrurile acestea, șansele sunt ca o vizită la magazin să nu se transforme atât de repede într-o criză. Căci poți întreba, ce pot face să nu ajungem în punctul acela? Cu ce te pot ajuta? Mult spor!